Astăzi un brand recunoscut internațional, Calvin Klein, este faimos pentru parfumuri, jeans și, desigur, lenjerie intimă. Totuși, compania vinde o grămadă de lucruri. Prosoape, încălțăminte, bijuterii, curele, poți să-ți cumperi chiar și un portofel cu brandul Calvin Klein. Care, desigur, nu e făcut de Calvin Klein. Ochelarii și toate celelalte accesorii vin în o grămadă de culori, după stilul pe care îl dorești tu, conținând literele C și K. Pentru a vedea cum am ajuns aici, la un brand recunoscut internațional care mai face sau nu face hainele pe care își pune numele, trebuie să mergem pe 19 noiembrie 1942, când Calvin Richard Klein s-a născut în Bronx, New York, Statele Unite ale Americii. El a mai avut doi frați, a fost mezinul, părinții săi, Flo și Leo Stern, nu Klein, le-au crescut toată copilăria în Bronx. Pasiunea pentru cusut îi vine de la bunica lui, care era croitoreasă, iar încurajarea pentru a urma această carieră vine din partea mamei, care a spus, ok, du-te la școală de arte și modă. Astfel a mers la liceul de artă și design, unde s-a pregătit pentru o carieră în desen, cusut și advertising. Advertisingul este un punct foarte important din ce înseamnă Calvin Klein, o să vedem imediat. În copilărie, în timp ce alți tovarăși de ai săi se jucau mingea prin stradă, Klein studia, făcea designuri de modă și cosea. După liceu a mers la Fashion Institute of Technology, pe care l-a terminat în 1962. Masterul și l-a luat în 1963, master în arte fine, și a început să lucreze la o companie de textile. Următorii 5 ani a lucrat ca și ucenic pe 7th Avenue în New York City, a trăit următorii 5 ani și muncit, de fapt, la o companie care producea haine și costume. El a fost ucenic acolo. El spune că a lucrat 27 zile lungi, fără weekenduri, pentru a își dezvolta maestria și a părăsit compania după ce șeful său nu a vrut să-i mărească salariul. Prima comandă a primit-o din greșeală, sediul unde lucra era într-un hotel, iar o tanti cu bani a coborât la etajul greșit, unde era atelierul în care se afla Calvin Richard Klein. Aceasta i-a dat o comandă de $50,000, o grămadă de bani în 1968, pentru haine. Iar în 1968, Calvin Richard Klein, împreună cu tovarășul său din copilărie, Barry Schwartz, folosind doar $10,000, și-au deschis propria lor casă de modă, care poartă numele Calvin Klein pentru că sună mai bine. În vremea aceea, moda din New York era deprimantă, apăsată. Stilul de îmbrăcăminte era casual, hippie, fustele scurte defineau tot ce însemna modă, inclusiv la băieți. Iar Klein a venit cu ideea de a oferi îmbrăcăminte simplă, ușor de înțeles, ușor de accesorizat și de mutat, de exemplu, un tricou la o altă pereche de pantaloni. Nu trebuie să porți un singur costum de îmbrăcăminte și asta e tot. Poți să variezi accesoriile, punând tot mai mult accentul pe acest element pus pe îmbrăcămintea sport. Având în vedere că magazinul său a fost deschis într-un hotel din New York, vitrina a început să fie văzută foarte rapid de mii de oameni cu bani, iar îmbrăcămintea sa era simplă, la modă, direcționată înspre audiența mai tânără. Un an mai târziu, Calvin Klein și îmbrăcămintea sa a apărut pe coperta revistei Vogue, mult mai prestigioasă în vremea aceea decât astăzi. Iar în acest punct, Calvin Klein avea mii de ore de experiență în spate după 5 ani de muncit non-stop. Era pregătit pentru ceea ce i s-a pus în față. Încurajat de recenziile bune din partea presei de modă, având sprijinul companiei, Calvin Klein a lansat o linie nouă de modă pentru femei. Astfel a avut îmbrăcăminte Calvin Klein sport pentru femei și bărbați și curând Calvin Klein Jeans. De asemenea, a oferit licența asupra numelui altor companii, acestea putând să facă haine, accesorii, lenjerie intimă, echipament de not, șosete, ochelari, blănuri, parfumuri și așa mai departe. Desigur, toate supravegheate la nivelul calității de către Calvin Klein și la nivelul designului, dar nu făcute și venite ideile din partea lui. Una dintre categoriile pentru care a oferit licență a fost blue jeans, denim jeans. Parfumurile și blugi erau din lucrurile mai ieftine pe care le oferea Calvin Klein, iar clienții, dorind să intre în acea piață de lux a îmbrăcămintei Calvin Klein, a cumpărat blugii mai ieftini, iar până în 1997, doar blugii aveau vânzări de jumătate de miliard de dolari. Pentru a ajunge aici, marketingul și educația marketing a fost foarte importantă, niciodată subtilă. Calvin Klein e posibil să fi fost mai faimos pentru advertising decât pentru îmbrăcăminte, pentru că acestea erau pe muchia indecentului. Într-o serie de reclame o avem pe actrița adolescentă în acea vreme, Brooke Shields, care spunea că între ea și blugii ei Calvin Klein n-are voie să intervină nimic. Wink, wink. Fotografi faimoși
Herb Ritts și Bruce Weber, care lucraseră cu Abercrombie și Finch, de asemenea cu Ralph Lauren, au angajat modele faimoase, cum ar fi Mark Wahlberg, pe care le-au folosit pentru a transforma bărbatul într-un obiect de plăcere, care idolatrizau promiscuitatea. Modele care au fost folosite inițial de ei erau deja semi-faimoase sau deloc faimoase și au fost aruncate în sus de reclama pozitivă primită prin colaborarea cu Calvin Klein. Advertisingul a fost cheia succesului Calvin Klein, el a făcut media să vorbească mereu despre companie, disputa era mereu pusă pe masă, Calvin Klein părea să împingă mereu lucrurile înainte, de asemenea el a fost primul care a făcut lenjerie intimă pentru femei, care semăna cu boxerii bărbaților. Reputația de exagerat în reclame s-a strâns în jurul anilor 90, când folosea tot mai mult modele fie adolescente, fie care păreau foarte tinere. Acestea erau în poziții provocatoare, care erau văzute de către media ca irresponsabile din punct de vedere social pentru mesajul pe care îl transmit. Până la urmă a anulat unele dintre aceste reclame, dar nu până când și-au adus profitul pe care l-a dorit Klein. Parfumurile principale, Obsession, Eternity și Escape, au avut succesul pe care l-au avut în mare parte datorită reclamelor sugestive. Reclamele la parfumurile CK1 și CKB arătau o grămadă de adolescenți bucurându-se de cultura narcotică pe care o idealizau. Președintele din acea vreme, Bill Clinton, l-a criticat și a criticat această mișcare din partea modei, iar Klein la această critică a spus că este o depărtare de imaginile false din modă cu modele machiate și retușate pe calculator. Aceasta este realitatea. Noi doar o expunem frumos. Suntem conectați în lumea de astăzi, de asemenea a avut câteva reclame destul de rasiste. Până la urmă a anulat reclamele sugestive cu adolescenți pentru îmbrăcăminte, dar reclamele pentru parfumuri, care funcționau în continuare, Obsession, Eternity și Escape, nu le-a anulat. Și chiar dacă erau criticate reclamele, hainele continuau să se vândă foarte bine și să fie lăudate. A câștigat premiile foarte prestigioase Coty, 3 la rând, 1973, 1974 și 1975, și a intrat în 1975 ca și cel mai tânăr design de îmbrăcăminte în Coty Hall of Fame. Până în 1977 reușise să aibă un profit de 30 de milioane de dolari anual, într-o bună parte datorită advertisingului, dar și în mare parte datorită faptului că au început să vândă eșarfe, șervețele, gumă de mestecat, orice cu logo-ul Calvin Klein. De exemplu, când a lansat linia de jeans, în prima săptămână a vândut de 200.000 de dolari. De la început a venit trendul printării logo-ului pe buzunarul dreapta spate, cred. Acest logo a fost printat nu doar pe jeans produs de Calvin Klein, ci și pe jeans produs de alte companii sub licență. La sfârșitul anului 70 au început să vândă cosmetice și parfumuri. Din nefericire pentru ei, nu au fost la fel de populare pe cât celelalte produse și pe cât a ajuns linia de astăzi de parfumuri să fie. Vânzările au fost atât de proaste încât au suferit pierderi mari economice, au renunțat la toată linia de cosmetice și parfumuri, nu au mai adăugat produse noi în anii 70 și 80 pentru o vreme, axându-se pe jeansul care vindea foarte bine. În anii 80, popularitatea acestora doar a crescut, a introdus lenjeria intimă pentru bărbați și femei. În primul an de când a introdus lenjeria, aceasta a adus venituri de aproape 100 de milioane de dolari. În anii 90 vedeai reclamă pentru lenjerie intimă peste tot în orașe și în această vreme Mark Wahlberg, care pe vremea aceea nu era actor, ci era cântăreț, el era numit Marky Mark in the Funky Bunch și el a devenit imaginea companiei Calvin Klein în această perioadă a anilor 90. În 1986 lenjeria intimă a câștigat premiul Consiliului de Designeri de modă americani. Lenjeria a început să fie numită Calvin din 1982-1983. Oamenii ziceau direct, vreau Calvin. Și știai că se referă la lenjerie intimă. În final, în anii 90, a ajuns la 12.000 de magazine deschise peste tot în lume, din Australia și Marea Britanie, desigur America, până în Japonia. În 1993, Calvin Klein a fost numit cel mai bun designer american. În ciuda acestui fapt, anii 90 nu se termină bine pentru Calvin Klein. În 1999, acesta pune firma la vânzare. Mai mulți au fost interesați să o cumpere, inclusiv Tommy Hilfiger, însă pentru prețul de 1 miliard de dolari nimeni nu a vrut să atingă compania. Corporația Philips Van Housen este cea care a cumpărat în final Calvin Klein, dar nu pentru prețul propus. Le-au dat 400 de milioane de dolari cash, încă 300 de milioane de dolari pe 15 ani eșalonat și 30 de milioane în acțiuni. Pentru o vreme și-a păstrat rolul de șef de creativitate și a schimbat după o vreme poziția la consilier creativ. Până la urmă a părăsit compania cu totul, în ziua de astăzi nu mai lucrează la Calvin Klein. Fața oficială a companiei a devenit Justin Bieber pe partea de lejerie intimă, Kendall Jenner pentru fete. Prezentarea celebrităților pe reclame mari Calvin Klein a făcut vânzările să explodeze,
mai mult decât o făcuseră până atunci și să devină o companie și mai populară decât era. Iar Calvin Klein nu a putut aibă mereu dreptate, pentru că lui nu i-a plăcut niciuna dintre aceste două opțiuni, nici Jenner, nici Bieber, dar a funcționat. În 2016 a avut o campanie publicitară de mult succes, în care modelele purtau toate articolele de îmbrăcăminte Calvin Klein și compania a invitat audiența să se implice în parada de marketing, spunând în social media ce fac ei în Calvinilor. Mișcarea a fost promovată, desigur, de Kendall Jenner, Justin Bieber, Shawn Mendes, Noah Centineo, Cameron Dallas și alții. A avut un succes foarte mare în social media, rapid oamenii spuneau eu puncte puncte în hashtag MyCalvins. Lumea trebuie să fie creativă, să unească punctele libere și să spună ce fac ei interesant în Calvinilor. În final, parfumurile lor moderne, cele trei, au avut succes. Deși au primit multe plângeri vis-a-vis de reclamele sugestive, vânzările au funcționat bine și nu au dat reclamele sugestive jos, chiar dacă în dreptul altor produse nu au mai apărut. În momentul de față, Calvin Klein are 78 de ani și un iubit de 20 și ceva și își descrie filozofia de design ca fiind direcționată înspre haine simple, cu stil și confort. Fără nimic prea mare, extrem, motiv pentru care e posibil să fie avut atât de mult succes. Hainele lui erau scumpe, dar simple, curate, clasice, elegante, acestea sunt cuvintele folosite pentru a descrie îmbrăcămintea meh a lui Calvin Klein. Glumesc, e foarte greu să faci ceva foarte simplu, e mai simplu să faci ceva complicat decât ceva simplu, de un detaliu ce lași pentru ca lucrurile să aibă în continuare o structură și să fie interesante. Simplu nu e meh, simplu e greu. Le mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care au YouTube Premium și celor care aleargă în fundul gol pe stradă doar ca să prindă din urmă o reclamă. Dacă vrei să devii membru al canalului, vei primi clipurile în avans. După cum știți, sunt, acest episod este de câteva zile pe YouTube înainte de a fi publicat și restului audienței. Eu am promis multe lucruri acum 2 ani când am pornit treaba de membri, în afară de faptul că am dat clipurile în avans și câteva live-uri, nu prea m-am ținut de cuvânt, dar o să cerc în perioada imediat următoare să îndeplinesc tot ce am zis că fac. Spuneți în secțiunea de comentarii dacă purtați ceva din Calvin Klein. Eu cred că am ceva, dar posibil să fie fake. Asta m-a bătut lumea la cap cu privire la lingerie, încât până la urmă am primit și eu cadou un pachetel extrem de scump de boxeri, care trebuiau să fie albi, dar au fost albi doar cei care se vedeau. Restul au fost negri, spre dezamăgirea mea. Probabil că au fost varianta un pic mai ieftină decât cea de top, de top, de top. Sunt ok. Nu, ce să zic. Țin lucrurile unde trebuie, nu se supraîncălzesc. Sunt ok. Eu sunt Alex Cosma și data viitoare, atenție, cad chiloții.